știu, juvenii trăiesc cea mai călduroasă vară din ultimii 50 de ani. În bătaia soarelui aproape că nu se mai poate respira, iar la umbră cu greu se mai găsește răcoarea de altădată. Un termometru instalat de o farmacie din Giurgiu indica la orele după amiezei 49 de grade Celsius și, deși pare greu de crezut, maxima poate fi confirmată după o simplă măsurătoare. Meteorologii spun că mai avem de îndurat încă două zile de caniculă, după care temperaturile se pare că se vor încadra în limitele normale perioadei în care ne aflăm.